Bună seara, dragii mei, sunt Aratela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, nu e... E altfel, e altfel. E o etalare care trebuia să fie la alegere despre... Dar o să vină și aia la alegere. Dar în momentul în care mi-am așezat camera în tripod... Hopa, ia uite ce s-a întâmplat cu tripodul. Așadar, având în vedere că am avut o înregistrare pe care am avut-o cu Ema și mi-am pregătit mai multe de diferite mărimi, nu-s de super calitate, dar, în fine, m-am gândit, ia, eu... Mecanicul din mine, de fapt vorba aia, sunt urmașa unui geamăn până la urmă și un geamăn foarte priceput, tata, Dumnezeu să-l ierte, foarte priceput. Îi dădea ceva pe mână, repara. Măsura, lipea, verifica, făcea ceva, eventual altceva nou, dar la fel de funcțional și la fel de mișto. Dragii mei, cred că e o situație, pentru că e vorba de tripod, pe care v-ați bazat, care v-a lăsat la... la greu. Da. Dar sunteți isteți. Sau poate ei sunt isteți. Nu știu dacă e vorba de o situație de voi și o altă relație, că în general relaționăm, da? În toate situațiile relaționăm, profesional, familial, amical, colegial și așa mai departe, sau sentimental. Dacă nu voi, ei vor să repare situația. Eu am reparat-o destul de bine. Am luat capătul de la un tripod, am folosit picioarele celuilalt, că mi s-a părut totuși stabilitatea era problema. Și am rezolvat deocamdată. Sunt foarte curioasă cât o să țină noul meu tripod. E un Alien acum. Este, da, scuzați în gălăgia. E o idee. Vreau să fac altceva, dar o să continui și pe cealaltă. Mi-am pus lasagna la cuptor și până se face, fuguța, fuguța. Ceva interesant. Mi s-a părut că m-a inspirat. Deci reparați ori voi, ori o anumită persoană din viața voastră o situație. Înainte să amestec cărțile, dragii mei, dragii mei, înainte ce fusese, că am ales cărțile de trecut și de viitor, astea sunt de la tripod. Așa. Doi de spade, probabil semn de aer, geme, în balanță, vărsător, dar nu obligatoriu, cel puțin unul din voi n-a știu ce să fac. Ce să fac, ce să fac și eventual, știți ce simt? N-a vrut să conștientizeze, printre puținele cărți de aer care are apă. O carte, printre puținele cărți de aer, da, în care vedem apă. Mai e 6 de spade și cam uneori pe la 10 de spade. Depinde de decor. Se mai vede un pic de apă. Cu alte cuvinte, deși este semn de aer, ca și reprezentanță, o situație mentală, să zicem, în care sunteți provocați să alegeți ceva, dar nu știți, nu știți, în trecut, voi sau cealaltă persoană, repet, vedeți unde sunteți. Ca să nu mai repet, dar tot o să repet. Multe emoții de care cel puțin o persoană a fugit. Nu că a întors spatele, ba s-a legat și la ochi. Nu cumva mă tentează emoțiile și mă uit în spate? Dacă, Doamne ferește, fac ca soția lui Lot și mă uit în spate, mai bine să am ochii acoperiți. Nu văd, nu știu, nu simt. Eh, hai să fim serioși. Da? În trecut, ia uite. Da. Dar aici nu știa persoana respectivă că această atitudine va trebui transformată. Da? Și vine dintr-o dorință de a avea control. Însă, hai să mai vedem pe scurt. Pentru viitor, deocamdată arată cărțile, fiți atenți. Cavalerul de cupe și diavolul. Acum prea multe cupe, prea multe emoții. Cu diavolul e deja super flow. Copleșitoare emoții. Probabil că cineva va decide să comunice câte emoții simte. Că n-a decis, că nu a acționat, că n-a făcut din aceste motive, că n-a vrut să le vadă, n-a vrut să le simtă, dar tot le-a simțit, că dacă ai apă în preajmă, măcar că auzi. Aici e capcan. Probabil vocea cuiva contează foarte mult. Da, iar comunicare. Se va comunica. Însă, haideți să vedem totuși ceva, alte detalii despre această situație. Ia uite, dragoste, 6 îndrăgostiții, peste norii cerului iubirii voastre, peste cerul iubirii, pardon, peste cerul iubirii voastre au trecut norii. Probabil că, ia uite, apă, distanță. Poate că a fost și distanță sau pur și simplu cineva a încercat să pună distanță mentală. Să nu se gândească și a atras acești nori. Însă, hai să vedem. Mai greșesc și eu. O dată. De două ori.
Situațiune de 3 ore. Și o să fac și ce mi-a propus. 22. Urmați-vă calea. Interesant ce aud. Destinul, calea, destinul vostru totuși e stabilit. Chiar dacă uneori nu vreți să vedeți, să auziți, destinul poate vă cheamă într-o parte și voi vă duceți în partea cealaltă. Mai devreme sau mai târziu tot ajungeți unde trebuie, doar să nu fie chiar prea târziu. În sensul că oricum ajungeți, dar să apucați să faceți ceea ce trebuia să faceți. Aici este. Pentru că uneori dacă ajungi la o anumită vârstă sau dacă ajungi când celălalt nu mai vrea, parcă e păcat. E o chestiune. Faci o parte din ceea ce trebuia să faci. Am zis, o parte din ceea ce trebuia să faci, tot vei face. Dar faci doar o parte. Și aici e păcat. Sau trist. O, 20, renașterea. 20 înseamnă și casă, deși aici arată grădină. Adică ce am mai văzut în alte Lenor Maduri, cărți de oracole. Înseamnă casă, dar în acest set de cărți arată ca o grădină. Probabil că vă gândiți, doi, că tot am văzut doi de spade și zero la acelea. Cineva tot gândește că ar fi cazul să stăm de vorbă, ar fi bine să discutăm față în față. Acum e cam fric să mai stați în grădină. Vă duceți într-un parc, într-un mall, dacă vă place. Idee sau în casă. Idei să discutați, pentru că dacă nu discutați, că am văzut cavalerul mai devreme și valetul de spade, rămân ori aceea. Și e păcat. Repet, ei se vor duce. Dar de ce să nu contribuiți și voi la restaurarea meteorologică a acestei situații? A, ce frumos! Apropo, soarele va veni. Iar, repet, am văzut soare în suflet, vreau să zic. Repet, soare în suflet. Norii se duc. Păstrați-vă soarele în suflet și odată soarele în suflet activează și soarele de pe cer. De ce zic repet? Pentru că am mai spus de-a lungul anilor, da, de când am aceste de cărți, 3 și cu 1 înseamnă 4. Înseamnă stabilitate în voi. 4 e împăratul, pe care l-am văzut mai devreme, dacă dați în urmă. Da? Găsiți-vă stabilitatea în voi, încrederea în voi și apoi voi veți radia, că aici este soare în suflet, voi veți radia, voi veți renaște întreaga situație, măcar vibrațional. Însă, e o discuție. Ce nu vedeți? Nu, hai să vedem în trecut ce fuse. Mai dăm o carte, 2, 3, în trecut. De ce s-a stricat? Tripodiu, o situație pe care v-ați bazat? Sau ați sperat măcar? Și totuși, la care v-ați uitat, interesant că eu folosesc camera odată. O, eremitul. De eremitul la început de drum. Pe când? De-abia întâlnise o stea și urmea să-și o pună ca făclie în noapte. Vă mai aduceți aminte nuvela aceea? Făclie în noapte. Trebuie să pun un bliț, că se vede mai bine cu blițul, da? Eremitul, dar nu e obligatoriu să fie zodia Fecioară, este o însingurare. E o provocare, steaua, lumina cuiva, eventual acestei persoane, nu obligatoriu feminină, dar, sau femeie. Este o femeie care își conștientizează masculinitatea, cu alte cuvinte, o împărăteasă care manifestă împăratul în sine. Nu se bazează pe un împărat exterior. Interesant cum vine mesajul. Da, asta nu înseamnă că nu atrage. Și făcând acest lucru, această energie, acest personaj sau personalitate, cred, devine o stea. Devine o stea și luminează viețile multora și căile multora. Și eventual a luminat, dacă sunteți voi, ați luminat viața cuiva. Sau dacă voi sunteți aici, ați întâlnit un personaj care va lumina calea. Și chiar dacă voi luminați acum anumite căi și voi cândva ați fost într-un întuneric, într-o însingurare și ați întâlnit un anumit personaj. Să nu uităm, da? Și rugăciunea și credința a participat la această reconsiderare vibrațională a voastră. În fine. Ia uite! Opa, că aici este nepictat. Da, da.
Situații toxice. Regina de spade, gemeni, balanță, vărsător, capricorn. Hup, hup. Mai pasiune, pasiune. Dar... Probabil că a fost distanță între voi, poate că v-ați unit, v-ați apropiat într-o formă sau alta, măcar într-o îmbrățișare, într-o discuție cu regina de spade și diavolul. Diavolul, ce? Ideea este că erați la început. Nu știați că totul va deveni toxic, dar mai dăm o carte. Ia. O dată. De două. De trei. 10 de bâte, da. Vor interveni prea multe responsabilități în partea ambilor, prea mult stres, vezi, nu știați ce urma să vină, să apară. Dar a fost necesar 9 și 10 ca să încheiați un ciclu, să învățați și să încheiați un ciclu. Voi, ei, ia uite, justiția. Nu știați că situația de fapt este dezechilibrată, că cineva trăiește niște nedreptăți. Și când aveți de face cu un personaj care trăiește nedreptăți, cât ați fi voi de corecți, din experiență, vi se dezechilibrează viața și mai devreme sau mai târziu, prin efectul oglindă, veți trăi și voi un dezechilibru, o nedreptate în viața și în relația respectivă. Da, e bine să fim în echilibru, ca să atragem oameni în echilibru, sau măcar dacă ei ne dezechilibrează, să ne putem echilibra rapid, cât se poate. Justiția, valetul de monede... Oho, și cavalerul de bâte. Știți ce mai simt? Justiția. Eventual, energia sau personajul care totuși era într-o poziție de autoritate, de ghidaj, de putere. Încă tot spera cu acest... Spera. E varianta justiției care se lasă influențată emoțional de niște situații. V-ați lăsat influențați de emoțional de această situație. Eventual, de acest personaj, cavalerul de bâte, v-a emoționat. Așa, tânăr, pueril, inocent, nu e inocent, în fine, vibrant, v-a tulburat echilibrul personajului. De-aia s-a ajuns la diavol. Ia, și v-a tentat. Nu musai cu o monedă, cât poate cu energia sa falică. E și un șarpe, tentat. Cineva a fost tentat. Ce nu ați văzut în această situație? Că puritatea persoanei care este, să zic, în lumină, este tentată. Este provocată? Da, e provocată. E o lecție. Lecția tentației. Odată. Uf. Iai. Alegeri. Exact ce am vorbit. 20 de două ori se confirmă și am văzut doi de spade alegeri. Nu e un leagăn. E un moment de alegere. Asta nu știați. Că tentația aceasta, cavalerul de bâte, valetul de monede, personaj mai tânăr, care nu are suficienți bani, dar are... are ce trebuie. Da. Va da peste cap pe unii dintre voi. Și nu e obligatoriu să fie cavaler, poate să fie energia, să fie, cum să explic, o energie feminină foarte vibrantă, curajul cuiva, originalitatea, da, asta n-ați văzut. Hai să vedeți pe ce mergeți, că am zis că ceva se redresează, se drege, vreau să zic, odată, cum se drege, ce se drege de două ori. Opa, e bine că mai sare una în sus ca să echilibrăm. Așa. Wow, valetul de monede invers. Ha. Valetul de monede era înainte și acum valetul de monede invers. Pentru unii dintre voi, dacă i-ați văzut cândva ucenici în preajma cunoștințelor voastre, v-ați dat seama că v-au dezechilibrat și nu prea cred că mai vreți să oferiți. Din cunoștințele voastre, ia uite, să-și înfrunte singur demonii. Ok.
Clarificăm valetul de monede, totuși. 9 de cupe. Îi vedeți prea concentrați pe satisfacțiile personale. Da, hai să tăiem. Am amestecat. Hai să mai amestecăm o dată. O dată. De două ori. De trei ori. Da, urmează să refuzați ceva, vine, cineva încearcă să o dreagă, trege, mă mai bâlbă. Să o redreseze, să o repare, da. Ia. 7 de spade, am zis, e o reținere, am simțit eu, 7 de spade, 5 de spade și îndrăgostiți. Mai dăm o carte, că îndrăgostiți e bine, ia uite, 7 de cupe, na. Ce s-a stricat, s-a stricat. Acum, mai faceți ajustări, dar nu este ca înainte. Produsul nu mai e original, nu mai e. Nu mai e. Poate să mai meargă un timp, dar timpul acela e scurt pentru că nu face. Ceea ce ajustați, cum am făcut eu la acest tripod, rămâne de văzut cât o să mă țină, este o chestie temporară. Normal, trebuie să cumpăr alt tripod. Am, dar nu merge nu merge înclinat, decât pe vertical. Ce se va întâmpla? Comunicarea care va veni și renașterea vine, aș spune, am zis exact ce am zis mai devreme, în interior. Renașterea vine în interior. Dacă va veni, că va veni totuși cineva să comunice cu voi. Veți învinge mental tentația. Îi veți lăsa să-și învețe lecția cum primindu-și karma. N-ai cum să înveți o lecție uneori fără să-ți primești karma. Vi s-a întâmplat să luați o notă proastă la școală? A, poate unora nu. Nu mai zic de poate unii ați văzut ce aia să te lupți să treci, să zic, semestru sau trimestru sau un RR la facultate, da? Bine, acolo nu e note proaste, dar e o chestie, băi, până nu înveți, nu înveți, până nu, apropo de nouă de învățătură, n-are cum să te treacă nimeni o lecție dacă nu înveți și pentru asta trebuie să-ți iei karma, să suporți consecințele faptelor tale. E o situație, găsiți-o. Aplicați-o în viața voastră. Este foarte generală, dar are sens. Aveți de ales. Între a învinge acest autosabotaj, voi v-ați mințind, lăsându-vă un pic atrași de această tentație. Erați în poziția unei justiții. Dar a fost necesar, repet, ca să vă găsiți misiunea. Să mai treceți o dată, chiar, dragii mei, când evoluăm, nu trecem o singură dată, nu trecem o singură dată, mă cam bărbăi, nu știu de ce. Probabil cineva are probleme de comunicare, nu s-a eu, că văd valetul de monede invers și 7 de spade, cineva încearcă să ascundă și confuzii. Nu trecem o singură dată prin noaptea întunecată a sufletului, de mai multe ori. Chiar dacă e diplome peste diplome, tot ești tentat, tot, da, de univers, să vadă universul, ai învățat lecția? Cel care vrea să evolueze nu se oprește la 10 clase, nici la 12, merge mai departe sau dacă nu poate să aibă o diplomă, citește pe cont propriu, se auto-educă. Ce a fost înainte? Nu v-ați folosit puterea cuvântului și a discernământului. Ați fost prea toleranți, asta văd, da? Prea toleranți. Unul a fost prea tolerant și s-a lăsat influențat de acest personaj. Cu planete în semn de pământ și de foc, în mod special. Și aer și aer. Bine, sunt toate, hai să nu proiectăm. Nu, toate sunt. Ce nu vedeți acum? Deși cred că vedeți, dar în fine, sunteți, veți fi puși să alegeți, îndrăgostiții. Asta e, veți fi puși să alegeți. Ce nu vedeți acum? Da, metamorfoza, 24. Nu este un flutur, este metamorfoză. Această situație, exact ce am zis, trebuie transformată, metamorfoză, exact ce am făcut. Iei dintr-o parte și creezi, apoi din altă parte creezi ceva nou, un produs nou. Un produs nou, altfel,
Ce nu vedeți? În primul rând, voi trebuie să vă transformați. Restul nu mai contează. Gândiți-vă un picus, nu la modul egoist. Nu, nu. Aveți un suflet, aveți o lecție și voi trebuie să vă concentrați pe ce aveți voi de făcut. Ca să nu pierdeți ocaziile. Ei, restul lumii să vă ajungă din urmă. Am zis, energie feminină, dar care manifestă stabilitate în sine. Cum să explic mai... Nu găsesc cuvintele, dar înțelegeți. E o reținere la capitolul comunicare în această etalare. Ia, mai dăm și peste... Pentru 7 de cupe... Ia, uite, spânzuratul. Să nu vă păcăliți iar, să nu vă păcăliți că îi salvați voi și că iluminați voi. Nu, Dumnezeu iluminează. Ați mai... Am senzația că ați mai făcut chestia asta odată. Oferiți cu măsură, în echilibru, cu discernământ. Empatia e bună până la un punct. Restul, repet, trebuie și ceilalți. Pentru că aveți de ales între a învinge manipulările și minciunile, inclusiv autosabotajul, sau a alege această iluzie că îi salvați voi și că le dați voi semne. Da? E sacrificiu. Mă sacrific ca să le arăt lumina, să le arăt dragostea. Mai, mă lași, eu am făcut de 11 milioane. Ori, la fel. Să sperăm că am învățat lecția. Eu zic. Da, ne am și o pale mele. Ia uite. It's not a demon. It's a desire. Da? Este. Dorință, tentație. Un sfătuleț. O dată, de două, de trei. Fii în, cum să traduc, în conexiune cu adevărul în această situație și trebuie să ai încredere în intuiția ta și să analizezi într-un mod înțelegător. Nu musai. Să zic extremist, că uneori justiția poate fi extremistă, că urmează niște reguli. Nu. Dar nici exagerat de toleranță sau de... Eu zic în echilibru. Cartea aceasta spune multe. Și 20 de renaști în multe feluri. Apropo de renaștere, de metamorfoză. Nu, n-am tăiat încă. Tereza, time out, fă-ți pauză, dă-ți timp, da. Ai fost foarte ocupat, să ai grijă de toată lumea, exact ce am zis mai devreme, de nevoile tuturor și mai puțin de tine. Acum e timpul să te oprești și să ai grijă de tine, exact ce în soare, în suflet, ești stabil în tine, n-ai nevoie să vină cine știe ce împărat, că s-ar putea să te confunzi împăratul cu vreun cavaler și invers. Nu, nu, concentrează-te pe tine, ești super puternic, puternică. Tu în tine, prin tine și prin credința în Dumnezeu. Ca să hotărăști ceva, ca să iei o decizie, întreabă-te. Exact ce am zis mai devreme, apropo de cale. În ce fel deciziile mele mă aduc mai aproape de scopul meu divin? Sau mă păcălesc? Și în ce fel aceste decizii mă duc mai departe? Să zicem, finalul pe care ți-l dorești se va întâmpla în viitorul apropiat. Ai răbdare, ai credință și nu încerca să forțezi să se întâmple. Totuși simt nevoia să clarific spânzuratul asul de bute. Șase de spade și valetul de spade. Iar veți vedea că tentații vor tot fi. Tentații, tentații,
tentație. Dar cum se transformă, că apropo de metamorfoză, cum se transformă această tentație în ceva consistent și cu ce te ajută în scopul tău divin? Da, tentația respectivă e o lecție. Tu spui ce ai învățat în viață, dacă tentația învață bine, dacă nu, tot bine. Dacă tentația se transformă într-o forță creatoare, bine, dacă nu, tot bine. Da. Vindecare. Împărtășești, comunici în echilibru. Pentru cei care au urechi de auzit și sufletul deschis. Că, știți voi, să oferi perle la gâște e ușor. Dar parcă l-am dat, îți pare rău. Nu știu, o chestiune. Așa am fost ghidată acum să fac o etalare. Mă duc în scor lasagna. Vă doresc și vouă poftă bună. Ceau, ceau.